rămână mami. Ce faci? Ai venit. Îmi pui în lui mami. Cum se face că la 32 de ani ai tu, bărbat în toată firea, ai un job super ok, câștigi foarte mulți bani, ai ales să rămâi și să trăiești alături de maică ta? Cristina, nu pot să vând casa. Eu unde rămân? Unde stau? Auzi, nu spune că vrei să fii genul ăla de bărbat care își cumpără mașină de 10.000 de euro și stă cu mama în casă. Toate fugeau de mine când auzeau că merg cu metrou. De zici că parcă aveam râie. Ce model este? E ultimul model și o mașină foarte puternică. Și ce zice dacă ți-aș face o ofertă? Să ne băgăm într-o combinație, se câștigă foarte bine. Aici e un paradox, da. Pentru că nu Ionuț a făcut acele prostii. A făcut și el o prostie. Nu s-a interesat. Ce e cu tine? De ce plângi? E mama aici, tu și eu. Tu ce vrei să faci? Dă-i pe mama să o bagi în chirie? Ai nebunit? Tu m-ai pus să semnezi chestiile astea, da? Toate hârtiile eu le-am sunat, le-am semnat. Oh, Doamne Dumnezeu, altă soluție n-am. N-aș fi crezut să ajung așa. Că altfel ajung la pușcărie, mam. Să-ți iubești mama este un lucru lăudabil. Să facă activ parte din viața ta și după ce ai ajuns adult, din nou, poate fi un mare plus. Dar să fii trecut deja de 30 de ani și să fii vizibil foarte mămos, așa cum se spune, ei bine, acest lucru nu cred că mai este tocmai sănătos pentru dezvoltarea unui bărbat. La ce anume ne referim mai exact, vom vedea împreună chiar acum. Ionuț are vârsta la care mulți alți bărbați sunt la casa lor, căsătoriți și cu copii. El însă, deși are resurse financiare, preferă să locuiască cu mama lui, doamna Lăcrămioara. Ea îi calcă hainele, îi le spală, îi le aranjează frumos, îi gătește și îl răsfață cât poate de mult. În felul acesta, spre deosebire de sora lui care este căsătorită și locuiește cu soțul, Ionuț își poate vedea liniștit doar de cariera de IT-ist. Mamă! Mă numesc Ionuț Oprescu, am 32 de ani, sunt IT-ist, câștig destul de bine, dar încă locuiesc cu mama mea. Este tare deștept, o să ajungă mare de tot. Eu așa visez, așa îl văd. Să rămână mami, ce faci? Ai venit în puiul lui mami. Ce faci tu? Ce sac, uite, am fost ia la cumpărături. Uite, ce băiat de casă, mi-ai adus cumpărături. Măi, ce m-aș face eu fără tine? Păi ce să fac, mamă, dacă locuim împreună, trebuie să-ți fac și cumpărăturile. Păi nu ești tu stâlpul casei, mami. Tatăl meu a murit când aveam 18 ani. De atunci a trebuit să am grijă de familie și de mama. Cel mai greu mi-a fost când am rămas văduvă. E foarte greu să crești singură doi copii. Și ciocolată mi-ai luat. Ți-am adus exact ceea ce-ți place, mamă. Da, văd. Tu știi mereu ce-mi place. Îți mulțumesc frumos, băiatul lui mama. Plăcere, mamă. Toată viața am lucrat ca îngrijitoare la o policlinică. N-a fost ușor. Dar mai am câțiva ani și ies la pensie. Te văd fericit, ești ok. Ești împlinit, ești... Ți-ai luat... Ești fericit că ți-ai luat salariu sau cum? Mamă, sunt fericit că am reușit să mai pun 400 de euro în cont, am fost la o casă de schimb valutar. Asta e minunat, și am cumpărat 400 asta de e minunat. E o nouă cărămidă pentru casa mea, unde mă voi muta cât de curând, sper. Am pus câțiva bani deoparte. Aș vrea să-mi iau o casă mare, cu priveliște, să fie tot ce trebuie. Mă bucur, sunt convinsă că o să ai casa ta. Deocamdată ți-e bine aici, mama. Da, uite, mami. Eu ți-am călcat hăinuțele. Ți-am făcut ceva să mănânci. Eu mă bucur că ți-ai revenit după treaba.
să ți le duc în șifonier, să le ai acolo, să fii mereu bine aranjat și bine îngrijit. Pentru un băiat așa deștept se merită. Da, mamă. Mulțumesc. Hai că mă duc să duc și eu la bucătărie? Mă duc să duc și plasa asta la bucătărie și să pun ce mai trebuie în frigider. Haide, mamă. Hai, mami. E timpul să o cunoaștem acum și pe Cristina, sora lui Ionuț. Împreună cu soțul ei, ea trăiește acum clipe magice. Mi-ai dat o veste de nu pot să ți-o descriu în cuvinte. Mi-ai dat cea mai frumoasă veste pe care o puteam auzi. Deci, când stau și mă gândesc că o să fiu un tătic atât de tânăr, este tot ce mi-am dorit. Este tot ce mi-am dorit, crede-mă. Deci, mare lucru ai făcut. Ai, nu l-am făcut eu singură, l-am făcut împreună. Da. Pe tine pică greul. Băi, și eu mă bucur foarte tare. Sunt foarte, foarte fericită. Voi avea un copil. Nici mie nu vine să cred. Dai seama, o mică tânără, tătic tânăr. Da. Tot ce trebuie. Cum facem noi cu situația asta materială a noastră? Am făcut așa un calcul. Da. Nu pot să zic 10-15 mii de euro, că e deja prea mult, știi? Ideea e că ne luăm o mașină nouă. Păi asta zic. Nu pot să zic 10-15 mii de euro, dar am făcut așa, gen pe caietul, linie, punct, plus, minus. Așa. Și ne duce undeva la 5.000, ne cam duce. Gândește-te numai căruciorul. 5.000? La două, scaunul de mașină, ecografii, toate analizele, nașterea la privat. Chestia e că trebuie să ne gândim foarte bine de unde putem face rost de sumele astea, că... Uite... Ce-i drept, da, este... E destul de greu. Destul de greu la momentul ăsta, nu zic că... Și gândește-te că nici măcar nu a ieșit. Da. Este încă în burtă și deja papă foarte mult. Da, implică deja. Și o să pape din ce în ce mai mult. Un copil nu aduce numai iubire, ci și responsabilități și cheltuieli foarte multe. Din partea mea, uite, maica mea, de bine de rău, ne-a luat un apartament cu două camere, care între timp a devenit mai mic odată cu sarcina ta. Și ușor, ușor nu o să mai avem loc, o să vezi. Că știu cum ești tu, camă mică, tu ești nebunită pentru tine cu hainele, dar apoi când o să ai și un copil, deci nouă ne trebuie spațiu și loc pentru voi doi. Nu că sunt eu profitor, dar totuși, tot ce avem este din partea mea și a părinților mei. Cam are dreptate soțul meu. Al lui ne-au ajutat tot timpul, ne-am luat și apartamentul și ce bani a mai avut el. Eu am un salariu mic, abia de mi-ajung, plătesc facturi, fac viața, un ruj, o haină și eu aia sunt. Nu știu ce să facem, vină cu idei, vină cu ceva, n-am. Păi, cred că am putea să ne mutăm într-un apartament mai mare. Păi, dar de unde și... bani? Nu știu, uite, fără supărare, să nu mă înțelegi greșit, dar e normal să mă gândesc și eu, să încerc să mă leg de orice ajutor ce avem în jurul nostru. Uite, de exemplu, maică-ta cu fratele tău stau amândoi în patru camere. Și ce să fac? Nu știu, să-i propunem așa, indirect, că poate să vândă casa, el să-și ia un apartament separat, maică-ta să rămână într-o garsonieră, de exemplu, și cu banii care rămân, diferența între o garsonieră și patru camere, să-i facă jumate-jumate. Jumate ție, jumate lui frate tu. Nu am primit niciodată nimic de la mama, iar atunci când m-am mutat de acasă, nu mi-a dat nimic. Soacra mea și cu cumnatul meu stau într-un dita mai apartamentul de 100 de metri pătrați, în condițiile în care cumnatul meu este aitist și câștigă foarte bine. Și pe lângă asta, mai are și bani puși deoparte pentru a-și cumpăra o nouă casă. Nu știu, mă gândesc că aș putea să vorbesc și cu mama, adică dacă el o scârție. Am și eu nevoie, nu mă cu ce să fac. Ai nevoie, oricum e al vostru. Păi asta zic, și eu trebuie, da. Dacă acum aveți nevoie de bani, degeaba îți dă la 50 de ani apartamentul. Păi asta zic, dacă o să vorbesc cu ea, o să fac tot ce pot, da. Știi? Are dreptate soțul meu. Degeaba o să primesc moștenire când nu o să mai fie ea, când eu am nevoie acum. Soacră mea are pământuri multe pe la țară pe acolo. Dar nu știu de ce se ocupă unchii și mătușile Cristinei de acele pământuri. Revenim acum la Ionuț, care, fără o iubită actuală și fără alte pasiuni în afară de munca lui, obișnuiește să se întâlnească des cu Radu, pe care îl consideră un bun prieten. Radu, ce zici? Ce zici, mă, băiatul? Ce zici? Uite și eu, bună volta, cu treaba, toate cele bune, păi da. Da? Bravo, mă bucur. Tu ce mai zici? Te, uite, mă uitam pe niște anunțuri acum. Foarte bine. Băi, ce vreau să te întreb, că n-am mai apucat la telefon. Ia zi.
cu Doina, tu mai ești în relație cu ea? Mai ai vreo treabă cu ea? Nu, mamă, nicio treabă, nu știi că m-am despărțit de ea. Cu figur, cu mofturi, cum. Dacă era zic una, am văzut-o pe Dorobanți, era cu unul, cu Baștan. Da, ca și caval mult pe băiat. Era da, pe, pe Dorobanți, la cafenea, stăteau și acolo, se râzgheau. Nu știi cum era ea, că eu stăteam cu mama, nu-i convenea, vrea să ne mutăm împreună, vrea familie, copii, eu am zis să ne mai așteptăm. Și aia a fost, ne-am despărțit, dar lasă-mă să fie de bine, nu mă interesează. Da, lasă că s-o sătura de la... O să vină înapoi la tine, o să își dea seama ce a pierdut. Păi s-ar putea să nu mai vreau eu înapoi după aia, aia e. Atunci nu mai e treaba mea, voi știți ce aveți de împărțit atunci. Auzi, mă, Iazi, dar tu mai ai mașina aia, aia pe care vrei tu să o vinzi. Și tot... Care? Aia, dar ziceai tu că, bă, țin la preț, că e mașină bună. Da, om, de ce? Să nu știu că vrei să o cumperi tu. Ba da, m-ar interesa să o iau eu. Bă, da, vorbim, nu e o problemă. A venit vremea să mai fac și eu ceva pentru mine. Nu mai strâng bani pentru nicio casă. Gata, îmi cumpăr mașină. Păi da, mă, dar știi că suntem și noi prieteni, mai lasă și tu ceva, 1000 de euro acum. Bă, știi foarte bine că au venit o grămadă pleșcari și de ordinar ca să zică să las la preț și a venit și cu prețuri cu oferte de alea de 20.000 de... Ai înțeles? Nu. Nu, las, frate, mașina are tot ce trebuie pe aia, crede-mă, e țiplă, n-ai ce să-i reproșezi. Are 150.000 de kilometri, are navigație, încălzire în scaune, ventilație în scaune, panoramă, tot ce vrei. Are și dublu climatronic, are? Tot. Îți dai seama dacă am zis full. Toate fugeau de mine când auzeau că merg cu metrou. De zici că parcă aveam râie. Zici că s-au născut toate în limuzină, în bolid, în... Nu mai știu eu ce. Bine, ea arată bine acum, dar dacă o vedea înainte, s-o aduc din afară, garantat n-o mai lua. E bine. Bă, hai că batem palma. Adică, e sigur? Să eu, că am și banii cash, ți-i dau. Înseamnă că ai strâns ceva. Bă, știi cum e, ca IT-ist câștigi bine. Eu mai stau și cu mama. Nu plătesc chirie, întreținere și mai bani. Păi și stai puțin, dacă tu îmi dai banii pe mașina asta acum, mergem să ți-o dau și să-mi dai banii. Tu mai ai bani ceva, puși deoparte? Bă, mai am ceva. Ăsta a luat-o pe încredere. Dacă e așa credul, mai am o afacere pentru el. Și ce zice dacă ți-aș face o ofertă? Să ne băgăm într-o combinație, se câștigă foarte bine. Dar nu mă întreba acum, că nu zic nimic acum. Păi... Îți zic când ne întâlnim atunci, mergi la fața locului, vorbim și vezi despre ce e vorba. Eu am o firmă cu probleme și îmi trebuie un țap ispășitor ca să scap și eu de belele. Da, mă, Radule, dar știi cum e, dacă dau banii, vreau să știu și eu mai multe detalii acum. Păi îți dai seama că altfel nu mă băgam nicio. Ai înțeles? Dacă m-am băgat, eu îți dai seama că știi foarte bine că sunt chitros la bani și la toate alea. E ceva sigur, adică să iasă și bani și să n-avem nici belele după aia. Păi și dacă nu ieși bani, îți mai ziceam sau mă mai duceam eu să mă bag? Te întreb așa. Adică gândește logic un pic. Bă, na, știi cum e, eu te știu pe tine de mulți ani, hai că merg pe mâna ta, că nu m-ai lăsat niciodată. Dar n-am de ce să te las, mă, ți-am zis, nu, știi, mai ales că suntem și prieteni și nu fac chestii din astea cu, sau măgării la prieteni și la tovarăși, niciodată. Da, mă. De mult mă gândeam să mă bag într-o afacere. A venit la țanc propunerea asta. Hai că bate palma. Dar ți-am zis, nu mă întreba nimic în momentan, că nu pot să-ți dau mai multe detalii până nu e ceva sigur. Bine, mă, hai, merg pe mâna ta și de data asta. Da? Hai. Hai să mergem să facem actele? Hai. Că m-am făcut și eu cu banii azi. O fi Ionuț un ITist bun, o fi câștigând el bani mulți, dar nu se pricepe deloc la oameni, nici la mașini și nici la afaceri. Spunem asta pentru că Ionuț a mușcat și momeala cu afacerea de care voia să scape Radu, iar acum bărbatul mămos simte că este momentul să devină un bărbat adevărat, stăpân pe propriile decizii. Ce faci, mă, mamă? Te-ai trezit așa de vreme? Ce să fac, mamă? Uite, lucrez la un proiect. Am văzut lumină și m-am gândit să intru să văd ce faci. Ești bine? Cum ești? Da, sunt bine. Am treabă, nu vezi? Voiam să vorbesc și eu cu tine, serios, poate. Ce să vorbești? Nu vezi că am treabă? Nu știu, aș vrea lucrez. Să știu și eu ce faci. Mamă. Mă joc, ce să fac? Mă joc, mă relaxez. Sunt într-un moment foarte bun din viața mea. Mi-am luat o mașină bună. Mi-am investit banii într-o afacere. De acum înainte, toate lucrurile vor merge foarte bine. Auzi la el. A băgat banii și într-o afacere. Măi, dar ești foarte nervos. Ce faci? Până la urmă, spune-mi și mie, îți mai iei casă, că ți-ai luat mașina aia scumpă, care nu știu cu ce te ajută și aveai și tu visele tale, măi, Ionuț.
Păi da, mami, dar... Și până la urmă-s banii mei, fac ce vreau cu ei, nu? Dar n-a zis nimeni că nu-s banii tăi. Eu niciodată nu ți-am cerut socoteală cu banii, însă... Și cu ăsta ce este aici? Ce mai e și ăsta? Ăsta e un monitor pentru gaming. Cât ai mai dat și pe ăla? Și cât am mai dat? Nu contează, am dat niște bani acolo. Vreau să-mi instalez niște jocuri. E pentru gaming. Și câți bani mai ai după ce ai cheltuit banii pe mașina aia și pe toate nimicurile astea? 200 de euro. Cam așa. 200 de euro? Da. Și tu nu mai ai de gând să-ți iei casă, nu mai vrei și tu să stai la casa ta. De ce ai renunțat la visele tale, Ionuț? Atâta de rău îmi pare, nici nu vă imaginați. Cum a putut băiatul meu să toace banii ăștia așa? Cât am fost strângător să strâng bani să-mi iau casă, degeaba. Că doina tot nu m-a vrut. Acum lasă că mi-am luat o mașină să vezi cu câte domnișoare vin eu pe acasă. Termină cu asta. Cu mașina pe care mi-a luat-o acum o să trebuiască să pleci mai des de acasă prin weekend. A spart toți banii pe care a agonisit 10 ani de zile. Aoleo, ce mă fac eu cu tine? Măi, Ionuțe, tu te gândești și tu că mașina se devalorizează, bași banii în ea. În casă, când îți iei o casă, ea crește valoarea. Tu te-ai gândit și tu la toate astea. Ești mare de acum, ar trebui să ai și tu alte priorități. Da, mamă, priorități. Dar femeile la semafor nu se uită la casă, se uită la mașină. Și la cine e în mașină? La urmă, cu femeile alea de la semafor faci tu casă și masă. Crezi că te place vreuna dacă vine și vede iară că stai cu mama ta? Nu înțeleg pe tinerii din ziua de azi. Cum poate să conteze mai mult o mașină decât o casă? Până la urmă, mama, Doina... Ai văzut că nici cu Doina n-am făcut treabă? Măcar îmi trăiesc și o viață, ce să fac acum? Păi și ce, Doamne iartă, mă faci tu cu monitorul și cu mașina? Hai că le agăți la asta, la semafor. Dar cât durează relațiile astea? Vrei să treci așa din eșec în eșec, din despărțire în despărțire? E confortabil să locuiești cu mama. Dar și când începe să te bată la cap, îți vine chip de nebunie. Ai și tu o vârstă, vrei și tu să te așezi la casa ta? Cum te așezi la casa ta? Luându-ți monitorul și urcându-te în mașină? Las că ce prostii sunt ce astea fac pe capul tău? Tu care toată viața ta ai fost cumpătat, care toată viața ta ai avut grijă de bani, ai strâns 10 ani de zile bani. Hai, bine, ce? Gata, să-i lasă-mă. Să-i dai pe prostii și pe du-te, mai bine, du-te și culcă-te că mi-ai făcut capul calendar. Și cum acum să te... Tu ai dormit astăzi, mâine n-ai lucru și tu astăzi? Lucrezi astăzi, te întreb? Nu lucrez. Nu lucrezi? Sunt un pic obosit, o să dorm și aia. Gata, hai, normal lasă-mă. Că ești obosit dacă bei toate porcările sucul ăla, nu mai termin cu el tot timpul numai la sucul ăla îl bei. O să-ți distrug sănătatea, mă duc să fac o cafea că cu tine n-o scot la capăt. N-am văzut așa ceva. Bine, hai, gata, lasă. Cristina, sora lui Ionuț, este mult mai pragmatică. S-a gândit mult la discuția avută cu soțul ei și i-a dat dreptate totală. De aceea ea vrea să lupte pentru interesul propriei familii. Ce faci, mă, sora mea? Mă, 15 ani. Mai vine odată? Păi, am fost prins în trafic. Ce faci? Uite, te așteptam. Ești bine? Sunt foarte bine. Ce a fost atât de urgent, dar nu mai puteai să aștepți până mâine? Nu mai aveam răbdare. Ei, na. Uite ce este una peste alta. Vreau să vindem la mama. Să vindem la bloc, deci... Să vindem apartamentul, da. Deci tu de asta n-ai vrut să vii acasă? Să te audă și mama ce aberații spui. Cum să vin în casa, mă, ce-i? Cum se vinde? Băi, eu nu văd casa. Cumpărăm lui mama o garsonieră acolo lângă noi. Chiar m-am uitat și am găsit ceva frumos. Nu e ca și cum am lăsat-o pe stradă. Mă, Cristina, ce ți-a venit? Vreau și eu partea mea, nu? Tu te-ai văzut, ți-ai luat mașina, uite ce bolid ai. Ia uite, sorul meu, ai și băgat de seamă că am venit cu un super bolid. Cristina, nu pot să vând casa. Eu unde rămân? Unde stau? Auzi, nu spune că vrei să fii genul ăla de bărbat care își cumpără mașină de 10.000 de euro și stă cu mama în casă. Păi bravo, mă, el își ia mașină nouă și stă în continuare cu mama. Ce fel de bărbat e el? Mă, dar ce s-a întâmplat? Ce ți-a venit ție așa de vrei să vinde în casă? E casa părintească. Eu unde rămân după aia? Îți cumperi casă, ca așa spuneai, nu? Stau cu chirie, ce fac? Păi cum să stai cu chirie dacă ți-ai cumpărat de-a mai mașina? Se presupune că ai bani și oricum vrei să-ți cumperi casă, deci de ce nu? Cristina ar face bine să-și vadă de-ale ei, că nu trebuie eu să-i dau ei nicio explicație. Păi mama, nu o lăsăm pe stradă, îi cumpărăm o garsonieră, chiar și lângă noi, ca să fim aproape de ea. Ce e atât de greu? Nu pot. Mi se pare așa o tragedie. Nu pot. Nu vând casa unde am toate amintirile, tot... Ai devenit melancolic acum. Nu vinzi casa cu amintiri. Nu vând. Simplu.
A, bine. Sunt însărcinată. Felicitări. Doar atât? Păi ce vrei acum? Să sar într-un picior că ai rămas tu gravidă? Am nevoie de bani, Bravo, am nevoie de bani. Sarcina o să mă duc o grămadă de bani, cărucioare, ecografii. Și păi, nu am bani, adică... Și acum vrei să vindem casa? Casa ce? Că ai rămas tu gravidă? De asta vrei să vând casa? Păi, pă bune, eu știu că o femeie când rămâne gravidă se duce la doctor și cere bani la soțul ei. În niciun caz la frate. Dar nu ți-am cerut bani ție. Am spus doar ca să vindem casa, să-mi iau și o parte a mea. Dă tu 10.000 de euro acum, hai! Cristina... Hai, Cristina! De despăgubirea asta o să mă asigur eu, dar nu acum. Și, în primul rând, că i-am investit într-o afacere ceilalți bani și nu mai am cum. Am avut mulți bani strânși. 27.000 a costat mașina, plus au mai rămas câțiva și am băgat în business-ul ăsta cu prietenul meu. Dar acum nu prea mai am bani. Fratele meu se gândește doar la pielea lui și să-i meargă lui bine. Uite! Ca să nu rămân dator, să nu zici tu că sunt chiar așa zgârcit, uite, căruțul copilului îl cumpăr eu. Vai, bine? Ce drăguț deci căruțul copilului îl cumpăr eu. Să știi că m-ai ajutat enorm. Ionuț îmi arată cât de mult îi pasă de mine și de viitorul lui nepot. Eu știi ce cred, Cristina? Că soțul al tău îți cam bagă prostii în cap și nu te mai lua după el. Eu zic să nu te legi de soțul meu și să te gândești la ce ți-am propus, pentru că este bine atât pentru mine cât și pentru tine. Până la urmă fiecare o ia pe drumul lui, nu? Da, dar eu tot nu vreau să vând casă, îmi pare rău. Eu zic n-am să cum. Te mai gândești și să mă înțelegi pe mine, pentru că chiar am nevoie de bani. Bine mă, hai. Hai că vedem noi cum o scoatem la capăt. Hai, hai grijă de tine. Hai, pa. Pa, pa. După ce și-a risipit economiile, este de înțeles că Ionuț nu-și dorește vânzarea apartamentului, dar chiar dacă nu mai are bani, el are măcar imaginea pe care și-a dorit-o. Hei, bună, nu te supăra, ai cumva o foaie pentru amiabilă? Am lovit pe cineva în parcare și îmi trebuie să rezolv problema. S-ar putea să mă întorc pe două, dar stai să-mi spele mașina și mă uit după și s-ar putea să te ajut. Aia e mașina ta? Da. Arată foarte bine, să știi. Mersi. Nu regret niciun moment că mi-am cumpărat această mașină. Alina. Știu, nu-ți pare bine. Pare bine. Ce model este? E ultimul model și o mașină foarte puternică. Ai condus cu viteză, presupun, nu? Mai conduc și cu viteză, așa. Trebuie să recunosc, dar înainte, când eram mai tânăr, mai tinerel, așa, un pic mai o călcam. 245 am dat cel mai mult. Dar acum, cum ai zis de când eram mai tânăr? Dar ce, acum ești bătrân sau nu? Am 32 de ani. Când eram, nu știu, pe la 20, 21, 22 de ani, conduceam destul de agresiv, dar acum, odată cu trecerea timpului, devenim mai temperat. Am înțeles, stai mai calmat, așa, ți-a venit minte la cap. Da. Cu ce te ocupi? Sunt IT-ist. A, bun, și frumușel și cu bani. E și frumușel, ai și o mașină frumoasă, e și deștept. Mersi, și tu ești foarte frumos. Mulțumesc frumos. Uite telefonul meu, dacă vrei să-mi dai numărul tău de telefon. Sigur. Sunt atât de fericit încât simt că l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. Pare o partidă bună. Perfect, uite, îți dau și un bip acum. Ca să am și eu numărul tău și da, să nu cumva și... să mă uiți cu plimbarea aia. Dar ți-am spus, uite. Nu vreau în Constituție, vreau să ne plimbăm doar noi doi în oraș. Ne plimbăm unde vrei tu și o să vezi că o să fie plăcut. Ok, eu mă duc și te aștept, sunt undeva pe rândul 16, găsești 16 tu. La 205 acolo, da? Da, mă găsești tu, okay. Aștept să vii cu păi, hai foaia că... aia. Da, îmi termină băiatul de spălat mașina și ți-aduc amiabilă. Ok, mulțumesc frumos, ne Bine, vedem, hai, ceau, te pup, pa. Nu mi-a zis dacă are casă sau nu, dar cred că are dita mai viloiu. Abia aștept să ne cunoaștem mai bine. Dacă mi iese pârleala cu afacerea asta, o să am bani și de casă nouă. Imaturitatea lui Ionuț este evidentă și ea contrastează puternic cu realismul Cristinei, care, știind că urmează să devină mamă, vrea să ofere copilului cele mai bune condiții. Dar asta depinde și de voința mamei. Hei, mama! Ce faci? Haide, am venit în vizită la tine. Haide. Ia zi-mă, mama. Ți-era dor de mine? Bineînțeles că mi-era dor de tine. Hai, Stefu. Frumusețea mea. Micuța mea, uite ce frumoasă ești. Da, nu? Da, ești foarte frumoasă, mama.
A, și că n-a venit degeaba la tine. Normal, nici nu se pune problema. Dacă nu te cunosc eu, cine să te cunoască? Vine la tine, vreau ceva. Normal. Dacă mama te poate ajuta, cu drag. Păi poți. Așa, iată. Mai ții minte când ai spus tu acum ceva timp că o să vină, o să vindem apartamentul ăsta mare și că o să te muți tu într-o garsonieră și că o să-mi dai mie și lui Ionuț partea noastră. Să ne când am spus eu asta? E, acum ceva timp. Păi când o să avem nepoți, mă, mama? Deocamdată ne e bine așa. Da, ce mama, vrei tu de la mine acum? Ce vrei tu? Unde vrei tu să stau eu? Ce vrei tu să fac eu cu apartamentul ăsta? E că o să-l vinzi și că o să-ți iei o garsonieră și o să-mi dai și mișul nou să ne facem drumul nostru. Plus că eu sunt însărcinată. Radule, eu la pușcărie nu mă duc. Cel puțin nu pentru tine. Păi de ce să te duci la pușcărie, mă? La pușcărie se duc infractorii. Eu vreau ceva serios cu tine. Mă condiționez sau ce? Îți spun doar că ar fi momentul să scap de mămicuța ta și să avem și noi viața noastră personală. Să... Ce vrei să avem... fac? Să o arunc la gunoi? Ce vrei să... Asta vrei tu să spui acum? Că noi rămânem și fără casa asta pe care ne-a lăsat-o tatăl tău? Vreau ca să faci și cum faci cu casa, dar să nu îi s-o vezi, o dai pe mama afară din casă. Avem drepturi egale. Mama, partea eu, partea mea, tu, partea tata, toată lumea fericită. Nu scoți tu pe nimeni din cărți. Doamneți, că mamă, felicitări, mamă, să fie într-un ceas bun, să fie sănătos și să ne bucurăm de el, că Doamne, de când așteptăm și noi un... un pui de om de la voi, mă. Uite, vezi, a venit momentul, Doamne, de care tot spuneai tu că o să, când o să devii bunică, uite că acum o să devii bunică. Doamne, și na, mă gândesc că sunt. Ar fi momentul să... Ce moment? Să ce? Să vii și tu apartamentul și să te muști într-o garsonieră, că acum o să fii bunică. Sper să se gândească bine și să-și dea seama că ar fi alegerea corectă. Ei, lasă-mă, mamă, că toate vin la timpul lor. Mai dai încă 7 luni. Chiar în cât timp ești? Alo? Bună, Mioara, ce faci? Da? A adus pește la piață? Tu ai luat? Da? Păi cobor și eu imediat. Acum vorbim mai târziu, că sunt cu fica mea. Te sun eu mai târziu, bine? Hai! Te pup, te pup, te pup, pa, 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 pa. Te apucași pe tine vorbitul la telefon fix în momentul ăsta. Păi, ce moment? Că a adus pește. Nu vrei și tu să-ți aduci, să-ți iau pește? Haide, mă, mamă, pește. Să-ți iau hai pește. Hai să nu deviem de la subiect, că... Aia, nu înțeleg de ce nu mâncați și voi. Toată viața voastră v-am zis, mă, pește, le conține... Tu nu lasă și nu. Acum că ești însărcinată... Păi, eu o să ceară bebe, o să-i dau. Și peștiuc. Doamne, doamne, copiii ăștia. Deci, mamă, zic cum facem. Deja un apartament cu 2 camere este micuț și pentru bebe nu o să avem loc și vrem și noi să... Păi, da, mamă, dar eu unde o să stau? Că nici închirie nu pot dar să nu stau să așa, închirie, să ajung pe drumuri, mamă. Uite, m-am uitat deja pentru... Nu să fie închirie, păi cum eu te pun să păi zici casa ca să ai închirie? Păi asta spun, că asta e casa mea. Mamă, o să vindem apartamentul și uite, am găsit un apartament, o garsonieră, acolo lângă noi și poți veni să stai și cu nepotul și să stai cu el și te mai ajut și pe noi și o să fie bine atunci. Cristina are impresia că totul se face de la sine, dar eu consider că încă nu a venit momentul să vând casa. Sunt foarte dezamăgită, nu mă așteptam deloc la reacția asta din partea mamei. Ar trebui să ne ajungi și tu cum ne-au ajutat și părinții lui Cosmin. Păi, mamă, dar nu cu casa mea. Plus, în afară de asta și eu nu-ți stă aici. Dar e nu, și el nu în implicat. De mare și punctul meu așteptăm de și noi să-și iau o casă. Păi și după aia, că na, nu poți să-l dai afară pe dar om. Dar n-ați zis nimeni că să-l dai afară din casă. Am zis doar ca să vin, să-ți iei tu o garsonieră. Poți să-și ia și el o garsonieră? De multe ori am senzația că mama îl iubește mai mult pe Ionuț decât pe mine. Deși este mare, tot băiatul mamei este. Mai ai și tu puțină răbdare, că bebelușul încă este acolo și mai sunt câteva luni și o să luăm o hotărâre împreună cu toții de comun acord. Da, eu n-am spus neapărat în momentul ăsta, doar că mai am totuși 7 luni și nu este foarte mult timp, o casă nu se vinde atât de repede. Și vrei hai și noi să hai să nu ne grăbim. Hai că eu trebuie să ajung la piață. Hai te pup, ai grijă de tine. Haide, hai că vedem ce facem. Hai. Știu, are și ea dreptate. Știu că are nevoie de ajutor, dar am atâtea amintiri în casa asta. Mi-e așa de greu să mă despart de ea.
Discuția dintre Cristina și mama ei nu a avut niciun rezultat. Nu același lucru se poate spune despre inițiativa antreprenorială a lui Ionuț. Dacă rezultatele sunt cele așteptate, rămâne de văzut. Mai ales că deja știm cât de profitabilă era firma de care voia să scape Radu. Radule, ce faci, mă? Salut! Ce? Uite, vezi, salut, ce? Că știu că tu ești cu ceurile. Bă, mi-ai luat ceai, dar ceaiul ăsta nu o să acopere datoriile noastre. E al șaptelea plic care mi-a venit de la NAF. Și plus unul de la fisc. Da. Uite. Vă sfăl. Deci e groasă situația. Da. Oricum, mi se pare aberant ce zic ăștia aici. Aberant, neaberant. Vreau bani. Să-i dau statului. ANAF-ul spune că sunt bun de plată cu 100.000 de euro. De unde să am eu atâția bani? Când lua și cu stânga și cu dreapta, nu mai zicea nimic. Acum face pe Sfântul cu mine. Păi da, mă, dar ce zic ei aici? Nici măcar n-am făcut profitul care îl cer ei aici. Asta încerc să-ți explic. Și știi foarte bine, când am fost să scot bani, am făcut jumătate. Radule, nu vreau să cred că vrei să mă scoți pe mine țapii spășitor. Păi cu ce să te scot dacă vrea să te scot țapii spășitor? Nu mai veneam să mă întâlnesc cu tine, nu mai stăteam de vorbă cu tine și plecam. Și nu-ți mai dădeam nici bani. Cum facem? Tu m-ai pus să semnez chestiile astea, da? Toate hârtiile eu le-am semnat. Trebuia să mă gândesc foarte bine la ceea ce fac și ceea ce semnez. Uite că am greșit. Deci păi tot ce am semnat am mers pe încredere. Deci tu nu vrei să înțelegi. Tu nu vrei să înțelegi. Ba, vreau să înțeleg. Păi tu înțelegi atunci că dacă era să te ard sau să fac vreo manevră, nu mai eram acum în momentul ăsta cu tine și nu mă interesa. Și înțeleg că avem datorii și vreau bani acum. Păi de unde să-ți dau bani acum? Păi, am încasat ceva ca să-ți dau, ca să mergem să plătim? Ai încasat. Amândoi am încasat. Păi și eu i-am investit, frate. I-ai investit? Da. Radule, eu la pușcărie nu mă duc. Cel păi puțin nu pentru tine. Păi de ce să te duci la pușcărie, mă? La pușcărie se duc infractorii. Păi ăștia de fac din alea grave. De asta ce-am făcut noi eu... La pușcărie mizerie. Se duc și evazioniștii fiscal. Fiscali. Crede-mă. M-au convins să fiu administrator și să semnez toate actele. Și sunt o grămadă de nereguli. TVA neplătit de o jumătate de an. Taxa pe profit de 16% neplătită, cheltuieli fictive, bani scoși din firmă nejustificat, sunt o grămadă de nereguli. Adică evaziune fiscală în toată regula. Așa și ce vrei să fac, explicăm? Că văd că tu arăți mai spre mine. Suntem amândoi băgați în chestia asta. Suntem amândoi, dar e semnătura mea aici. Ai înțeles? Așa. Și eu ți-am spus, la pușcărie nu merg. Bă, tu și nu vrei să înțelegi. Evaziunea fiscală e infracțiune economică. Da, mă, Gogule, nu ai cum să te duci la pușcărie pentru astea. Nu ai cum. Crede-mă. Nu am cum, dar legea spune altceva. Oricum chestia asta o să dureze până se judecă, până se... Și dacă o să primească ceva, o să ia cu suspendare. Că e la prima abatere. S-a îngroșat gluma. Și eu n-am chef să... Să stau să mă ascund în Burkina Faso 15-20 de ani ca să scap ție pielea. Vreau banii, simplu. E bine, mă, dacă nu vrei să te ascund, du-te și ascunde-te, pleacă din țară atunci. Dacă nu-ți convine chestiile astea, că eu n-am de unde să plătesc acum, dar știi foarte bine că n-am de unde. Să plec din țară ca să scap ție pielea, nu? Păi nu să scap, mie să scap pielea. Păi nu mă pleci din țară, stă că oricum tu ești IT, lucrezi de pe laptop, poți să lucrezi de oriunde, ești dintr-o cameră de hotel, ești dintr-un WC public, poți să lucrezi. Bă, dar tu te-ai gândit bine? Păi cum adică m-am gândit bine? Păi dacă văd cu arunci mai pe mine? Dar tu de ce nu pleci? Eu? Da. Păi plec și eu, frate, stai liniștit, ce crezi că mi-e greu să plec? Mi-am luat bilet și am plecat. Auzi, mă, nu vrea să pleci, dar parcă ar avea și cine știe ce viață pe aici. Stă toată ziua cu ochii în calculator la. Bă, eu la pușcărie n-am chef să mă duc să stau cu 15-20 de inși într-o sufragerie. Păi cum să te duci, mă, la pușcărie? Păi uite așa, bine, dacă vine poliția și îmi bate la ușă, ce mă fac? Păi n-am, să știu că n-am trecut prin chestiile astea până acum. Dar ți-am zis, lasă-mă și văd cum o fac și o rezolv. Adică, lasă-mă, am câteva cunoștințe, lasă-mă să vorbesc cu ei, vedem ce îmi spun și ei să fac, ce mă îndrumă să fac și... O rezolvă. Radule, am mers pe mâna ta și uite unde am ajuns. Și sunt aici cu tine, lângă tine, adică sunt și la bine și la greu. Hai, mai merg și pe mâna ta de data asta. Dar să e ultima oară, crede-mă. Ascultă-mă un pic, lasă-mă să mă să vorbesc cu oamenii și când o fi să merge să rezolvăm, mergi cu mine, nu mă duc eu. Să zici că fac manevre sau ceva, mergi cu mine, tu. Mă bate gândul să mă duc la poliție și să le povestesc tot. Dar mi-e teamă că îmi pot pune în cârcă și alte nereguli din firmă. Las-o așa cum a căzut, că o rezolvăm. Nu te panica, că n-ai de ce. Ai înțeles? Savurează și ceaiul ăla liniștit, că ai venit crispat. Am venit, ce să fac? Că n-ai datorii. Da. Fii atent aici, vezi că iau plicul? Și ne auzim la telefon, da?
Da, da, da. Hai. Vezi ce faci. Hai. Hai, merg pe mâna ta. Da, mă, da. Pa, pa. Hai. În grea situație este acum Ionuț. Naivitatea și dorința lui de a fi peste noapte altcineva și-au spus cuvântul, iar acum, din cauza lui Radu, este bun de plată. Însă aceste dedesubturi nu sunt știute și de Doina, fosta lui iubită, care a aflat doar că Ionuț e acum alt om. Ce faci? Ai vrut să vorbim? Hai, vino aici, nu ce era atât de asta? Important? Nu am de ce să vin. După tot ce mi-ai făcut? Păi, bine și... Ce ți-am făcut așa grav? Credeam că te bucur că ne vedem. Da, nu știu ce să zic. Păi, condițiile în care eu îmi pusesem toată speranța în tine, că o să construiești ceva frumos cu tine și tu, brusc, m-ai părăsit, m-ai lăsat cu ochii în soare. Mi-am dat seama că am greșit față de Ionuț și acum chiar îmi doresc să ne împăcăm. Sper să nu fie prea târziu. Mi-ai spus că s-a terminat, că e ultima oară când te văd și... Da, am suferit mult. Tu ai crezut asta? Așa sunt femeile, mai... Lasă-mă, lasă-mă, nu mai, lasă-mă. N-ai idee cât am suferit după tine. Așa sunt femeile, mai... Mai cum? Inventează și ele, mai... Bagă de la ele la DNA, dar aia nu înseamnă că chiar mi-am dorit asta. Hai mă, Iubi, nu fi așa. Iubi? Ce ușor te joci cu cuvintele. Să te mai cred? Știu după... foarte bine că țin la tine și... Ar trebui să apreciez faptul că am lăsat de la mine și eu, ca femeie, am venit să te caut. Da, da, da. Da, ce? Am și probleme. Ce probleme ai tu? Trebuie să dau niște bani și nu am de unde și chiar sunt într-o mare belea. Ok, rezolvăm și asta. Important este să vrei să fim din nou într-o relație. Deci nu te mai scurc cu atitudinea asta. Pe bune acum. Da. Vrei să plec? Că plec, nu-i problemă. Nu plec, rămâi aici. Când o văd pe Doina, nu mă știu de mine. Atât de mult o iubesc pe femeia asta. Sunt foarte bulversat, nu mă știu ce să fac. Crede-mă. Toată întâlnirea asta m-a dat peste cap. Vii, pleci, nici eu nu mai știu de capul meu. Păi, dar ai știut tu vreodată ce vrei de la viața asta? Am știut, da. Dacă ai fi fost hotărât, nu se ajungea în situația asta. Nu. Dacă tu nu, pe tine nu te-ar fi deranjat că eu stau cu mama, da? Am fi fost și astăzi împreună. Pe bune? Asta e problema? Asta e problema ta? De asta nu putem fi împreună acum? Păi, adu-ți aminte de ce ai plecat. Bun, și care e problema acum de nu putem să ne mutăm, să fie tot ok? Acum s-a găsit și Doina să ne împăcăm. Eu nu trebuie să se adune și să-mi demonstreze că este bărbatul potrivit pentru mine. Să-mi ofere viața pe care mi-o doresc lângă el. Băi, deci, crede-mă că sunt atât de stresat cu Anafo ăsta, sunt foarte bulversat, deci nu mai știu de capul meu. Dar ce s-a întâmplat? Că nu mi-ai explicat. Ce să se întâmple? Am de dat 100.000 de euro la stat. Dacă nu... Păi de ce? Mă duc la pușcărie. Păi ce să fac? Am fost fraier, am semnat niște hârtii ca primarul, da? Și nu m-am uitat și acum s-au strâns datoriile. Măi de mort, nu vezi ce dulce ești. Sfinca ca Bonnie și Clyde. De mafioți. Viața nu e ca în filme unde finalul e fericit, da? S-ar putea să o încurcă data asta. Uite, chiar nu pasă, bine? Eu pe tine te vreau, nu foile tale și prostiile tale. Păi da, o vrei în libertate. Înțeles că ți-ai luat și mașina, adică... Aia, uite ce repede află lumea. Nu cred că e chiar așa grav. Hai că o să ne descurcăm, te rog. Înțelege lucrurile astea. N-ar zice și ea, hai Ionuț să găsim o soluție împreună, să te ajut să îți plătești datoriile. Auzi-te cum facem, că n-are rost să o lungim, da? Eu vreau ceva serios cu tine. Mă condiționez sau ce? Îți spun doar că ar fi momentul să scap de mămicuța ta și să avem și noi viața noastră personală. Să... Ce vrei să fac? Să arunc la gunoi, ce vrei să fac? Să ne luăm casa noastră, să avem un sfârșit viața noastră, relația noastră. Știi că tu pentru mine ești bărbatul ideal, eu nu mai pot să văd pe altcineva în afară de tine. Vreau un viitor cu tine. Te rog, iubire, chiar îmi doresc un viitor iubire. Cu tine. În trecut numai gura era de el. Ba că ne cumpărăm casă, ba că mă ducem în vacanțe, mă rog. Dar acum că l-am iertat și că e posibil să ne împăcăm, sper să se schimbe lucrurile. Uite, poți să-ți dai seama de lucrurile astea? Uite, mergem acum un weekend la munte. Ne mai relaxăm și noi, că oricum parcă am tensionat așa.
că ai nevoie un pic așa să te relaxezi, să te destensionezi. Ce-mi faci tu mie? Nu știu, mă mai gândesc. Haide. Știi că... Nu pot să-ți dau un răspuns acum. Știi că ești bărbatul pe care îl vreau în viața mea, te rog. Ca să nu mai stăm aici așa, să ne gândim, eu zic să te scol la un suc, ce zici? Da? Da. Nu, hai să mergem. Hai. Doina a reușit doar pe moment să-i alunge grijile lui Ionuț. Zilele care au urmat au fost grele. Situația s-a înrăutățit, presiunile au crescut, iar Ionuț nu poate găsi nicio ieșire din această situație. Măi, mamă, dar ce e cu tine? Nu știu ce să mă mai fac. Sunt total depășit de situație. Ce e cu tine, măi, mami? Uite, ți-am adus o cafea. Doamne, n-ai mâncat de două zile, mă, Ionuț. Ce e cu tine? De ce plângi? Sunt foarte îngrijorată. Ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Ce-o fi în capul lui? Am dat de belea mamii. Cum așa, măi, mamă, mă? Ce s-a întâmplat? Spune-i lui mamă. Nici nu știu cu ce să încep. Eu, care eram stâlpul casei, îmi crapă obrazul de rușine să-i spun mamei în ce belea am intrat. Ce ai făcut așa de grav tu, care tot timpul ai avut grijă de noi? Din două rele. Cu care vrei să încep? Două rele? Haide, măi, Ionuț, vorbește odată, nu mă mai fierbe. Măi, mamă, o scoatem noi la cap. Spune-mi ce s-a întâmplat. Nu pot să spun, mamă. Haide, măi, Ionuț, cum să nu-mi spui? Doar putem trece împreună prin asta. Termină, că nu cred. Bă, mamă, vrei să-ți facă rău la inimă, că ai și probleme? Lasă-mă în pace, că o rezolv eu. Ei, lasă, că nu mi se face rău. Mai rău mă fier tu și nu știu ce. Și asta mă sperie și mai tare. Mama, în momentul de față, este colacul meu de salvare. O rezolvăm, Ionuț. Cumva o rezolvăm. Dar ai încredere. Spune măcar despre ce e vorba. Am de dat 100.000 de euro, mamă, statului. 100.000. Nu vine să cred ce mi-au urechile. 100.000? Da, mamă, atâta. Pentru ce? Dar pentru ce să dai tu banii ăștia 100.000 de euro? Cui? Păi nu știi, mamă, că știi că ți-am povestit că am intrat în afacerea aia. Aoleu, afacerea. Afacerea lupește. Ok, afacerea ca afacerea. Dar de ce trebuie să dai tu 100.000 de euro? Asta eu nu înțeleg. Da, mă, mamă, da, am intrat. Mi-am pus toată încrederea în prietenul al meu, Radu, și am semnat ca primarul. Nici nu m-am mai uitat ce am semnat. Așa, și ce s-a întâmplat? Ce ai semnat? Am semnat foarte multe hârtii și s-a ajuns să avem evaziune fiscală. Taxe neplătite, impozite, bani sustrași din firmă. Și toate au căzut în capul tău? Da, că eu am semnat. Ai de capul meu. Grijă să ajung la pușcărie pentru evaziune fiscală. Nu se poate și așa ceva. Și înșelăciune, s-ar putea să mă ia și pentru înșelăciune. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Nu spune că tocmai tu ai ajuns în situația asta, că n-aș fi crezut niciodată, Ionuț. Nu putem ajunge în situația asta. Spunem că e o glumă, spunem că visezi așa ceva. Cum nu să e, putem mamă. Face asta? Nu e. Cum tocmai băiatul meu, care era atât de calculat, atât de chipzuit, să facă o asemenea prostie? Mamă, să știi că în ultimele două zile nici n-am putut să dorm și m-am gândit la toate variantele posibile. Am luat toate posibilitățile în calcul, da? Tot. Și, din păcate, nu există decât una singură. Care este aia, mamă? Despre ce vorbim? Că eu nu văd acum nicio soluție, mamă, nu, mamă, nu știu cum. Cu părere de rău spun asta, dar trebuie să vindem casa. Casa noastră? Da, mamă. Adică vrei să spui că noi vom ajunge în stradă, Ionuț? Dacă vindem apartamentul acesta, vând și mașina, poate mai rămân niște bani și reușesc să-mi cumpăr o garsonieră. Tocmai băiatul meu, mândria mea, să mă dezamăgească atât de tare. Asta vrei tu să spui acum? Că noi rămânem și fără casa asta pe care ne-a lăsat-o tatăl tău? Asta vrei tu să spui acum? Că noi suntem atât de minați încât trebuie să ajungem asta. Mamă, nu mai plânge că-mi faci și mie mai mult rău. O să stăm cu chirie o perioadă până fac eu rost de bani și o să ne cumpărăm alta.
Doamne Dumnezeu! Altă soluție n-am. Altfel ajung la pușcărie, mam. Cum a ajuns să se învârtă totul în jurul acestui apartament? Eu cred că mama o să mă ajute. Doar nu o să mă lase să ajung la închisoare. Crezi că eu n-aș fi vrut să pot anticipa ceea ce s-a întâmplat? Și să nu mai iau țeapă? Crezi că aș fi vrut să se ajungă aici? Nu putem rămâne în stradă. Noi nu putem. Te rog frumos, nu mai plânge, că îmi faci și mie mai mult rău. Nu se poate așa ceva. Nu o să rămânem în stradă. O să stăm cu chirie o perioadă până fac eu rost de bani. Noi cu chirie, te-ai gândit cumva? De unde plătim noi chiria? Cum să ajung cu chirie din casa mea? O să cumpăr alta cu timpul. Cum ai făcut asta? Cu ce am greșit să primim o asemenea palmă? O să ne punem pe picioare. Dacă nu, o să-mi aduci mâncare la pușcărie, asta o să întâmple. Nu, o să-mi aduci mâncare acolo. Nu cred că am ajuns noi în halul ăsta, nu cred că am ajuns, uite că am ajuns. Nu cred că se poate așa ceva. Cum, după o viață de om în care am muncit să am cuibul meu, și acum să ajung să o vând ca să stau în chirie? Nu se poate așa ceva. De parcă nu ar fi destul pe capul lui Ionuț, ce-i drept vorbim despre problemele pe care și le-a făcut singur, Cristina a început și ea să preseze, mai ales că a aflat și ea despre situație și nu ar vrea ca din cauza datoriilor fratelui să nu se aleagă cu nimic din casa părintească. Ce s-a mai întâmplat, măi, de trebuia să vin iarăși? De ce m-ai chemat? Ce s-a mai întâmplat? Omul care le știe și le are pe toate. Păi da, normal. Ce ai mai pățit? Ce am mai pățit? Da. Păi ia să-mi spui, cum facem cu apartamentul? Iar încep cu apartamentul. Păi da. Păi, avem drept regal așa dintr-o dată? Cum adică avem dintr-o dată? E treaba mea ce fac. Cum adică e treaba ta, măi? Că nu există așa ceva. E mama, ești tu și eu, tu ce vrei să faci? Dă-i pe mama să o bagi în chirie, ai nebunit? Nu! Să-ți plătești tu datoriile tale, că ai intrat tu în tot felul de combinații de... Pomana! Pomana lui tata. Păi tu scoți mie ochii pentru pomana lui tata, mă, tactul. Păi era și tactul. Și că ai făcut era și tactul. Am fost și eu acolo. Că tu ai stat cu ei în casă, mă, și am împărțit vreo cheltuială și nu știu eu sau ce. Hai, nu începe cu din astea, că chiar nu are rost, să știi. Și nu mă enerva. Hai, zi-mi repede, zi-mi repede ce vrei. Ce vreau? Vreau ca să faci și cum faci cu casa, dar să nu îi s-o vin, să o dai pe mama afară din casă. Avem drepturi egale. Mama parte eu, partea mea, tu partea ta, toată lumea fericită. Nu scoți tu pe nimeni din cărți. La câți bani a făcut Ionuț, acum trebuia să fie foarte bine. Nu să ajungă să vândă casa maică-mii. Dacă nici cu sora mea, care este sânge din sângele meu, nu mă pot înțelege când am pe lele, atunci cu cine? Iar te-a influențat bărbatul, doamnă? Nu mai influența bărbatului și nu mai băga pe bărbatul în combinația asta. Să vă dau eu bani și să-i ia el să investească într-o afacere, deci, nu? Deci, în asta primul vrei. Rând, eu nu vreau banii ca să îi dau lui bărbatul. Eu vreau banii pentru că eu mai am un pic și nasc. Și am nevoie de bani. Iar noi nu vrem bani ca să facem afaceri. Noi vrem să ne cumpărăm o casă mai mare, pentru că acum vom fi trei curând. Bă, Cristina, mă lași, tu îmi ceri mie să vând casa, să-ți dau banii din casă ca să cumperi scutece? Pe ca să cumperi scutece, e nevoie să vând eu casa, să-ți dau partea ce ta? Vrei, tu pentru ce vrei bani? Păi e treaba mea, nu cred că uite, te privește pe tine. Este și treaba mea, dar fiecare cu partea lui. Eu nu-ți alege cea mai simplă variantă. Să o pună pe mama să plătească în locul lui. Nu umbli partea mea sau în partea lui mama. Băi, cu partea ta te despăgubesc eu, dar în timp ai și tu răbdare, nu acum. Și partea lui mama, ce vrei, mă, să pui să stai cu chirie, tu ai nebunit la cap? Lasă că am eu grijă de mama, nu îți face tu griji. Nu există ai grijă de mama, dacă aveai grijă de mama, nu te gândeai ca să o pui în chirie, te gândeai ca să te cumpere o casă, cum am gândit eu. Și vii să spui mie că eu am nevoie de bani pentru mine și pentru scutece și tu te gândești numai la tine. Tu nu vezi ce hal de om ești? Băi, n-am mai mod destule pe cap, acum stau da, să mai am și de mofturile tale. Astea-s mofturi? Da, sunt mofturi, normal. Nu vorbesc, mă, cu mama. Am impresia că nu mă mai înțeleg cu nimeni. Și nici măcar nu mai știu cum să o scot la capăt. Ionuț vrea să scape și să mă lase pe mine și pe mama cu ochii în soare. Păi și ai ce? Ai ajuns o șarlă, ai o vârstă și stai cu ea în casă. Aștept să-ți facă piața, să pună să mănânci. Bă, și omule, acum vrei să dai și afară din casă. Te rog eu frumos să înțelegi, am niște probleme cu banii. Deci te rog frumos să nu mă enervezi, deci, că sunt gravidă și mi-am înțeles. Pe aici. Vrei să nasc mai devreme decât trebuie? Ascultă-mă, am probleme cu banii, o să-mi vând și mașina. Și o să încerc să le scot la capăt. Este problema ta ce probleme ai. Mașina poți să ți-o vinzi, eu nu ți-am cerut nimic de la mașină. E treaba ta dacă ți-o vinzi sau nu. Deci mi-am scos și mașina la vânzare. Dar înțelege-mă că nu pot să-mi acopăr. Deci înțelege-mă că nu pot să-mi acopăr. Și ce vrei datoriile? Să fac eu?
Ai și tu răbdare până reușești să o scol la capăt și te despăgubesc eu, aia e ultima problemă. Să-ți dau eu banii mei ca să mă descoperești tu când o să ai tu, nu? Că atunci când ai avut, mi-ai dat. Ce mi-ai dat? El care se bătea cu pumni în piept că nu vrea să vândă casa părintească, acum vrea să o vândă în favoarea lui. Tu vezi că ești vai de capul tău? Nu ești în stare să aduci o fată acasă de Doamne ajută? Ai investit în mașină și în afaceri de noi și nimic, acum ești dator, ești băgat până în cap, până în plac, până în gât, mai îmi pite putelea. De când îmi porți de când îmi porți tu mie de grijă? Pentru că tu îmi ceri mie niște socoteli și nu vrei ca să faci un lucru, ca apoi să vrei să-l faci tu, să ne schimbi, să ne iei și nouă părțile. Gata. Nu știu ce s-a întâmplat cu frate meu, s-a schimbat în halul ăsta. Deci să nu te aud, nu mai vreau discuții, vreau nimic. Să te văd cum rezolvi, pe mine nu mă interesează. Mama trebuie să aibă casa ei, iar eu mi-a partea mea. Tu ai intrat în prostii, în prostii să iei singur. Nu ești decât o soră mai mică și rea. Da, asta ești, care te gândești numai la interesul tău. Hai, la revedere! Ionuț nu a găsit înțelegere la Cristina, dar o poate condamna cineva pe tânăra mămică? Bănuim că nu. Săptămânile au trecut, Cristina a dat naștere la un minunat copil, dar nu se poate bucura foarte mult de moment. Ionuț, încolțit din toate părțile, a dispărut, iar acum cei apropiați lui sunt foarte îngrijorați. Deci eu nu pot să înțeleg, măi, fetelor, chiar nu putem afla nimic de copilul ăsta, e dispărut de câteva zile și noi nu știm nimic de el, voi vă dați seama că eu nu mai pot să stau în starea asta și să-l aștept așa. Cred că am fost prea dură cu el. Nu mă gândeam că este chiar atât de slab de înger. Regret. Abia acum mi-am dat seama cât de mult am greșit. Am fost prea rea cu Ionuț. Dar e imposibil să nu știe absolut nimeni nimic de el. Nu există așa ceva. Trebuie să-l găsim cumva. Asta spun și eu. Păi, dar nu, ea n-a dispărut așa fără urmă. Undeva trebuie să fie. Cum să nu știe nimeni nimic de el? Of, Doamne, băiatul meu, a avut o cădere psihică, nervoasă, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar de câteva zile e plecat de acasă și nu știu nimic de el. Eu nu știu ce să cred, nu știu, mă gândesc la ce e mai rău. O fi murit? Haide, mă, nu vorbi așa! Măi, tu, dacă nu-ți poți ține gura și n-ai nimic de făcut, du-te acasă că poate plânge copilul, dă-i să sugă și lasă-ne în pace că avem destul de mult, suntem destul de tensionate. Eu am altă pistă, adică am vorbit și cu colegii lui de la lucru, la birou, nu știe nimeni nimic de el. Da? Ultima oară a spus că vrea să lucreze de acasă pentru proiectul lui, a spus că vrea să lucreze mai mult, adică ce om pe lumea asta spune că vrea să lucreze mai mult, să facă mai mulți bani și ce, să moară? Nu, n-are logică, eu cred altceva. E cu siguranță foarte speriată, e frică de poliție, de consecințe, de toată această nebunie. Nici nu știu ce o fi în capul lui. Eu cred foarte tare că el în momentul de față e ascuns undeva și se joacă. Se joacă? Hai că ești tare! Și tu ești cum să se joacă? Din asta de se joacă? Ce, gameriță? Da. Nu, IT-stă de asta, de-a lor. Sunt avocată. Dar ideea este că m-am gândit să-i caut, să-i descarc jocul și să-i caut IP-ul. Poate așa îi găsesc locația. N-ar păi, dar noi cum nu ne-am gândit la chestia asta? Că nu ne-am gândit, te gândești la ce e mai rău. E o idee extraordinară, păi hai să vedem ce și cum. Sau măcar dacă vreți să mă lăsați să văd în calculatorul lui, poate găsim ceva acolo. Hai să ne uităm, să vedem ce e acolo. Haideți să vedem. Facem tot posibil, hai. Că nu există să nu-l găsim. Ia să vedem ce e acolo. Hai să vedem unde găsim rătăcitul. Abia acum realizez că n-am știut să-l înțeleg. Poate dacă aș fi fost o persoană în care el să aibă bază, mi-ar fi spus ce are pe suflet sau măcar mi-ar fi cerut ajutorul. Doamne ferește, dacă Ionuț a pățit ceva, nici nu vreau să mă gândesc la asta. Eu n-aș putea să te trec peste. Hai, mândru, uite laptopul aici. Ce este laptopul, da? Da. Da. Ok. Tot ce pot să fac acum este să o ajut pe Cristina și pe doamna lăcrimioara să-l găsească. Pușcăria, închisoarea, da? Sperie pe toată lumea. La pușcărie eu nu mă duc, eu nu mai sunt trec de acolo. Te duci, dar când ai făcut proții, nu te-ai gândit? Până la urmă, tu ai fost suficient de naiv încât să ai încredere totală într-un om. Nu mai pun la socoteală faptul că mașina, de fapt, e o căzătură de mașini. Poftim? M-am gândit și eu un pic la mine că poate o să mă ajute să cunosc o femeie mai frumoasă. Deci mai important pentru tine decât să ne facem o familie și să construim un viitor a fost să ții mașina să se uite alte puicuțe după tine, nu? Nu să cred că ești de prăjit și că te poți gândi la treaba asta, că ți-ai dat mașină cum să agăți femei.
Doamne ajută să găsim ceva, că nu mai pot. Nu mai pot. Nebun. Nu mai vorbi așa cum tântând ai pun. Să-ți dea Dumnezeu să găsească ceva acolo, că deja sunt atâtea zile de când nu știm nimic de el. Măcar dacă o fi lăsat ceva. Măcar. Ia uite. Ce? Are o conversație în care spune, vorbește cu un prieten de-a lui și spune că e plecat din țară. Aha. Unde să plece, mă, din țară? Unde? E sănătos? Asta caut și eu, dar nu scrie unde. Doamne, ce om, cum o să pleci din țară? Și ce mai scrie acolo? Scrie că poate să stea acolo, vrea să stea acolo până se rezolvă lucrurile, adică... Hai de capul meu. Măcar dacă ar fi scris unde, măcar să știi și noi. Măcar am aflat ceva despre. Bine că măcar e, bine că măcar e viu. Doamne ajută să fie viu. Mai încercați să-i dați mesaj, poate. Acum că știm măcar atâta de el, avem o pistă de plecare. Dă-i de pe laptop, dă-i tu de pe laptop. Mi-e milă de mama. Știu că suferă din cauza lui Fisu, dar ce să fac? A, știu ce fac. Îi dau mesaj și spun că e rău lui mama, că oricum stai numai după fustai. Trebuie să vină acasă pentru ea, nu? Bună idee! Foarte bună idee! Așa facem! Da. Slavă Domnului că ți-a venit și ție o idee bună! Bravo, vai, mamă, tu mă faci și că sunt oaia neagră a familiei! Tu nu vezi că face numai prostii? Nu știu ce să fie, dar asta e o idee excelentă, o punem în aplicare. Foarte bine! Dacă nici faptul că mama este bolnavă nu îl aduce acasă, e clar că nimic nu-l mai aduce înapoi. Mesajul în care era anunțat că mama lui este bolnavă a funcționat. Ionuț s-a întors acasă, iar acum trebuie găsită o soluție pentru situația limită în care se află întreaga familie. La discuție este prezentă și Doina, care vrea să se convingă dacă Ionuț este bărbatul potrivit pentru ea. Vreau să știu și eu ce a fost în capul tău să dispare atâta timp, fără să dai niciun semn de viață, negândindu-te ce lași în urma ta. Da, mama, am avut nevoie de o perioadă de liniște în care să stau doar eu cu mine și să-mi adun gândurile și să o iau de la capăt. Te-ai gândit câte gânduri și câte griji ne-am făcut noi pentru bucățica ta de liniște? Ai fi putut măcar să ne anunți că pleci pentru o vreme, dar să dispare așa? Te-ai gândit că ce putea să ni se întâmple? Am plecat și nu m-am mai gândit. Pe lângă faptul că nu știam unde ești, puteam să întâmpinăm, să tragem toate ponoasele. Mamă, dacă nu le-ai necutezam tale. Dacă din păcate, într-o oarecare măsură, mă tem că fiica dumneavoastră are dreptate. Pentru că, ok, bun, atâta vreme cât ești un om cinstit, care nu a avut vreodată probleme cu legea, ideea de închisoare te sperie. Pușcăria, închisoarea, da, sperie pe toată lumea. Dar dacă nu l-ai fi făcut tu, băiatul mami, da, poate nu ar fi ajuns așa. Cristina, ia, pune-te și tu copilul. Auzi că l-am făcut eu în locul tău? L-am făcut eu în locul tău? La pușcărie nu mă duc, eu nu mai sunt trec de acolo. Nu te duci, dar când ai făcut proții, nu te-ai gândit? Nu te-ai gândit, până la urmă, tot ce zboară să mănâncă. Aici e un paradox, da, pentru că nu Ionuț a făcut acele prostii. A făcut și el o prostie, că nu s-a interesat. Corect. Care a semnat ce a semnat. A mers pe încrederea unui prieten, într-adevăr, unui amic. Tu m-ai pus să semnez chestiile astea, da? Toate hârtiile eu le-am sunat, le-am semnat. Trebuia să mă gândesc foarte bine la ceea ce fac și ceea ce semnez. Uite că am greșit. Deci tot ce am semnat am mers pe încredere, deci să fie tu nu clar. Vrei să înțelegi. Tu nu vrei să înțelegi. Ba, vreau să înțeleg. Păi înțelegi atunci că dacă era să te ard sau să fac vreo manevră, nu mai eram acum în momentul ăsta cu tine și nu mă interesa. Și înțeleg că avem datorii și vreau bani acum. Păi de unde să-ți dau bani acum? Păi, am încasat ceva ca să-ți dau, ca să mergem să plătim? Ai încasat. Amândoi am încasat. Păi și eu i-am investit, frate. I-ai investit? Da. Radul eu la pușcărie nu mă duc. Dar ce nu pot eu să înțeleg? Este ce a fost în capul tău să-l lași toată încrederea asta pe mâna acestui prieten. Că până la urmă ai fost bărbatul casei de la 18 ani. Tu ai purtat niște responsabilități. Haideți, doamnă, că se putea întâmpla oricui. Nu mai fiți așa dură cu el. E chiar un băiat bun. Eu chiar am încredere în el că o să fie totul bine. Doina, aici este vorba de casa noastră și de viața lui, care e pe cale să se ruineze. Și nu știu cum ar mai putea să se rezolve lucrurile. Așa că ar fi bine să-și învețe lecția și să nu mai fie atât de naiv. Da, mamă, bărbatul casei. Dar cine nu casei mai face greșeli? Bărbatul casei. Hai că nu e pompă. Mă, ție-ți e simplu să vorbești. Bă, mamă, lasă copilul tău și când l-ai crește, o să vezi că nu e chiar, mamă, așa simplu. Uite ce-i copilul crescut. Copilul ăsta totuși a muncit, da? Așa e. Și nu e atât de pompă loc cum îl crezi. Da, mamă. Până la urmă și tu ai fi putut greși. Dar este naiv până la urmă. Asta este. Toți greșim. Da, într-adevăr, naiv ești, nu poți să gândești mai fost. Dar uite că greșeala asta
o să vă coste foarte scump. Că aici nu e vorba doar despre bănuții tăi. Corect. Exact. Și înțeleg că ați avut niște tensiuni destul de mari în familie. Nu, înțeleg că și sora ta și-a dorit o parte din acest apartament. Mă rog, nu am eu drept să... Lucru pentru care eu când i-am spus mamei, mama, hai să vindem apartamentul, că acum sunt și eu căsătorită, am pe drum un bebe, hai să vindem, să facem să fie bine. Nu... A dat băiețelul mamii de probleme și gata, hai să vinem apartamentul. Draga și mea, și tu dacă ai fi fost în mama, situația lui, aș fi făcut la fel. Ce-ai dar pentru faptul că Ete scârța, știai, tu trebuia să ne schimbăm viața. Mama, tu vezi că tu încă-i ții partea? Păi, Cristina, eu am băgat toți banii în casă. Ce toți banii mă, că casa asta e a lui tata? Toți banii am băgat eu. Că ai venit un electrician? După ce a murit tata, eu am avut grijă de casă. Păi nu e normal, nici bărbatul casă, ce am rămas eu aici în casă, vrei să duci de la bărbat, mi-o să leg firele la televizor? Dar ți-e spasă măcar un pic prin ce trece fratele tău sau te gândești? Păi mamă, de ce ții partea? De ce ții partea? Nu ții partea, mă obligi să fac asta? Mami se gândește numai la... Dai cu paparul. Deja un apartament cu două camere este micuț și pentru bebe nu o să avem loc și vrem și noi să... Păi da, mamă, dar eu unde o să stau? Că nici în chirie nu pot dar să nu stau așa, să ajung pe drumuri, mamă. Uite, m-am uitat deja pentru... Nu scrie în chirie, păi cum eu te pot să vizi casa ca să ai în chirie? Păi asta spun, că asta e casa mea. Nu, mamă, o să vindem apartamentul și uite, am găsit un apartament, o garsonieră, acolo lângă noi și poți veni și să stai și cu nepotul și să stai cu el și nu mai ajungi și pe noi. Și o să fie bine atunci. De ce în cazul Cristinei totuși ați zis eu pas? Nu eram hotărâtă să plec din casa mea și dacă n-aș fi fost împinsă de această situație extremă, poate că n-aș fi făcut-o atât de curând. Până la urmă, aici am și eu niște amintiri. Mă leagă și pe mine niște, un trecut de casa mea. Nu puteam să mă rup așa deodată. Dar dacă se întâmplă așa ceva cu unul dintre membrii familiei mele, și pentru ea, că și pentru el aș fi făcut același sacrificiu. Ea asta trebuie să înțeleagă. Că ea mereu a venit și a spus, dăm, dar copilul ăsta a rămas mereu aici și a luptat pentru binele și siguranța noastră. Apropo, da, așa și este. Apropo de copil. Cum se face că la 32 de ani ai tăi, și bărbat în toată firea, ai un job super ok, câștigi foarte mulți bani, ai ales să rămâi și să trăiești alături de maică-ta? Da, pentru că mi-era mai... Asta am tot vorbit și eu cu el, sincer. Păi da, pentru că mi-era mai confortabil. Uite, mama mai îmi spăla, mai îngătea, mai îmi călca. Mi-era și mie greu când veneam de la muncă să fac eu toate astea. O aveam pe mama și mami făcea tot. Și pe mine... Da, dar alte e când face mama și... Da, mama. Și eu m-am complăcut în situația asta, la ideea că sunt mândră și m-am bucurat alături de el de reușitele lui și nu am pus piciorul în prag la timp să-i spun, mă, băiatule, ia zborul din cuib că e vremea să străiești viața ta. Așa și poate că și eu. El, dacă eu luam atitudinea asta, gândea altfel și nu era atât de naiv. Da, îmi asum și eu asta. Sunt bărbați care stau cu părinții și până la 40 de ani. Nu, dragul meu. Să stai la 40 de ani cu părinții, nu te mai numești copil, te numești altfel. Ești un om. Una este să fii deștept și alta este să ai școala vieții. Exact. Pentru că până la urmă tu ai fost suficient de naiv încât să ai încredere totală într-un om. Nu mai pun la socoteală faptul că mașina, de fapt, e o căzătură de mașină. Poftim? Nici nu mai contează detaliul acesta, da? Pentru că până la urmă e o tablă. Nu poți compara asta cu situația în care te-a pus. Dar totuși dar ce până s-a la întâmplat? Urmă, până la urmă, dacă tu ai fi fost un pic mai trecut prin viața asta, da? Dacă ai fi înțeles că nu toți oamenii au cele mai bune intenții, dacă ai fi înțeles că până la urmă chiar și prietenii se pot dovedi a fi prieteni falși, că frate, dar totul până la bani, nu-i așa? Ăla a fost punctul de plecare. În momentul în care băiatul acela a văzut că tu gata, dai cu banul și nici măcar nu te-ai interesat, să verifici puțin istoricul acelei mașini, dacă a fost lovită, dacă nu, dacă are kilometri reali. El și-a dat seama că tu ești suficient de naiv și atunci ți-a băgat sub nas toată povestea cu afacerea. Și-a profitat de mine și de bunătatea mea. Nu mă consider naiv. Bunătatea asta e naivitate. Ok. Prostii. Până la urmă, ce ai învățat? E ușor să vorbești din exterior. Ai mutat-și din gură. Ce ai învățat tu până la urmă din asta, Ionuț? Am învățat că trebuie să fiu mai atent la oameni, inclusiv la sora mea. Și care nu să dai bir cu fugiții, nu? În momentele astea, văd cum este ea mie alături. Bine, lasă-mi pe soră, dacă nu ea asta e tot ce ai învățat, adică serios? Asta e tot ce ai învățat? Să fiu mai atent la oameni. Tu faci prostii și eu sunt vinovată?
Bă, băiatul, eu mi-am luat viața în mâini. Am plecat, m-am căsătorit, am făcut un copil. Tu ce ai făcut? Cristina. Tu ți-ai luat un bărbat, draga mea, nu ți-ai luat viața în mâini. Păi da, la mine pentru că ca să ajung să-mi iau un bărbat, trebuie să plec de acasă, nu să rămân sub fusta ta. Înțeleg foarte că, bine, înțeleg că tot din acest motiv relația fratelui tău cu Doina nu a mai funcționat. Păi normal, dacă el stă în casă cu mami, femeia cum să vrea să stea cu soacra în casă? Vrea să stea singură cu bărbatul? Cristina, dar de unde e treaba ta cu cine stau eu și cu cine îmi fac eu relații? Nu cred că te privește pe tine. Pentru că trebuia să vină în apartamentul să-și ia partea ei înainte ca eu să dau birbă. De ce scoți tot timpul ochii cu chestia asta? Ție pentru că ai vrut să mă scoți afară din casă când nu era cazul. Ați fi preferat să-și facă un credit? Ar fi fost mai ok să-și nu, fi făcut un credit? Nu, n-aș fi preferat să-și facă. Să se fi îndatorat la bancă pentru 20-30 de ani? Pentru că, până la urmă, ok, vorbim despre nepotul dumneavoastră. Sau era mai comod, sau mai bine zis, mai incomod să vindeți aici, pentru că Ionuț, bine mersi, stă în continuare. Nu este vorba numai de asta. Ionuț oricum urma să-și cumpere o casă. Asta mi-a tot spus și este degeaba, vorba despre faptul că adică eu nu i-am dat un răspuns negativ. Câți bani ți-au mai rămas? Pentru că ai muncit niște ani buni de zile, da? Niște ani buni de zile. Câteva sute de euro. Bun. Hai de capul. Asta e, o să-i recuperez, deci, o să-i fac la deci lucru. Pe asta s-au dus toate promisiunile noastre. Înțeleg. Noi acum trebuie să rezolvăm, să vedem cum ieșim din situația asta, că de asta suntem aici. Nu să ne scoatem unii ochii altora. În același timp, e bine să discutați despre aceste lucruri, pentru că dacă le ascundeți sub preș, la un moment dat, inevitabil, vor reveni în viețile voastre. Da, dar s-a întâmplat, și cu banii pe care trebuie să-i dau asta, dar și cu mașina. Pe bune? Ție de mașină ți arde acum? Când eu sunt în situația de a-mi vinde casa, tu, pe tine, singurul lucru care te doare e mașina da, ta. Da, mamă, pentru deci că... Deci nu pot să mami, cred am dat 27.000 de euro pe ea. 27.000 de euro? Păi cine te-a pus copile să dai 27.000 de euro? Și acum, când am vrut să ne cumpărăm și noi o casă, să avem viața noastră, mereu ai spus că nu ai bani și pentru o mașină bine care a zis să mai răbdare, că luam, da. Și da, mai important a fost să ai mașină totuși, decât casă. Totuși, cu 20.000 de euro nu poți cumpăra o casă. Da, da, și să dar cumpere că, o căzătură. Nu, e vorba ce l-a durut pe el mai mult. Motivul pentru care fiul dumneavoastră este atât de înțepat în momentul de față, pentru că și el a simțit pe propria lui piele că este privit altfel în momentul în care trece cu o mașină pentru că două uși, sportivă, mai scumpițică. Exact, atunci când avea mașină, toate femeile, până să o cunosc pe Doina și după, fugeau de mine, că ziceau, păi ce, mă duci cu metrou, mă duci cu tramvaiul și m-am gândit și eu un pic la mine că poate o să mă ajute să cunosc o femeie mai frumoasă. Deci mai important pentru tine decât să ne facem o familie și să construim un viitor a fost să ții mașină să se uite alte puicuțe după tine, nu? Nu vreau să cred că ești de prăjit și că te poți gândi la treaba asta, că ți-ai luat mașină. Cine, cum să agăți femei? Alina. Ionuț, îmi pare bine. Pare bine. Ce model este? E ultimul model și o mașină foarte puternică. Ai condus cu viteză, presupun, nu? Mai conduc și cu viteză, așa. Trebuie să recunosc, dar înainte, când eram mai tânăr, mai tinerel, așa, un pic mai călcam. 245 am dat cel mai mult. Ai un suflet bun, dar degeaba. Nu știi, bărbat, nu știi să fii bărbat în viață. Care sunt nevoile tale? Eu am o altă nelămurire. Iubita ta este cea care te-a părăsit atunci? Da, m-a părăsit, pentru că o deranja faptul că locuiam și cu mama. Și acum când vin să ne împăcăm, cine... Da, să facem o familie. Și nu eram pregătit. Am să hai să mai așteptăm un pic. Hai să mai așteptăm normal. Înainte. Mai devreme zicea că... Na, ai strâns bani pentru casă, dar de ce n-ai luat așa casă? Și până la urmă mereu tot l-ai părăsit, nu? Adică... Vreau o casă mai mare. Pentru că îmi spune asta de foarte mult timp și am auzit doar vorbe, fapte niciodată și cu toate astea. Am ales să mă întorc la el și acum vreau să fie bine puțin, în continuare. Și dacă tu te gândeai la un viitor, la o familie, tu cu ce ai contribuit la acest viitor? Vorbe. Adică te așteptai ca Ionuț să vină cu grosul de bani și tu să vii cu încurajările? Cam da. Nu asta e problema cea mai mare. Până la urmă și eu lucrez și câștig destul de bine. Rezolvăm cumva lucrurile, dar vreau să-ți dorești și tu o familie, vreau să înveți să fii bărbat, vreau să te văd că ai entuziasm când vorbim despre, uite, sora ta de ce poate să aibă deja un copil și poate să se mute și toate astea și noi de ce încă suntem în stadiul ăsta în care tu stai cu mami? Da, mă, Doina, pentru că cu mami aici am tot ce ne trebuie, avem tot ce ne trebuie. Nu. Mami nu o să te mai țină sub același acoperiș, chiar va trebui să înveți să-ți porți de grijă singur, poate că și fata asta are dreptate. Ai o vârstă. Poate că ar fi trebuit de mai mult timp, mai de mult,
tu să faci pasul ăsta și să stai singur. Nu contează cât ai fi căsătorit. Dar bineînțeles că păi și eu l-am susținut. Păi ce fac mami singur de acum? Măi, dar ce mai dat o șansă, te rog. Haide, uite, ți-am dat șansa asta. M-am întors înapoi la tine. Mi-ai spus că s-a terminat. E ultima oară când te văd și... Na, am suferit mult. Nu știu, ai crezut asta. Așa sunt femeile. Hai, lasă-mă, lasă-mă. N-ai idee cât am suferit după tine. Așa sunt femeile, mai... Mai cum? Inventează și ele, mai... Bagă de la ele la DN, dar nu înseamnă că chiar mi-am dorit asta. Hai mă, Iubi, nu fi așa. Iubi? Ce ușor te joci cu cuvintele. Să te mai cred? Știi foarte bine că țin la tine și ar trebui să apreciez faptul că am lăsat de la mine și eu ca femeie am venit să te caut. Până la urmă, ce s-a mai întâmplat? Alegerea ta? Să te e normal, îl iubesc, vreau să devină bărbatul pe care... În cazul în care nu ți-a ieșit cu domnul acela, te întorci înapoi la fraier sau cum? Că n-am înțeles. Cu mentalitatea asta, nu mă mir că cu mentalitatea asta? Suntem oameni, avem dreptul să avem relații oameni, care nu merg. Normal că avem se dreptul. Termină relațiile alea, păi nu înseamnă că se nu iubesc. Dar e o problemă în momentul în care tu vii și minți și spui că brusc ți-ai dat tu seama că îl iubești pe Ionuț și că alături de el vrei să ai o familie, când de fapt dacă respectivul nu-ți dădea ție papucii, erai bine mersi în acea relație cu el. Ajunge! Vedeți lucrurile greșit! Nu vreau să mai au nimic! Voi... Nu e așa! Băi, de ce îmi faci tu mie? O băgați la nebun! Nu vreau să mă au de tine, să fie clar. Nu unde pleci acum? Stai, unde pleci? Băi, înțelege că nu sunt lucrurile așa! Te rog de la bun început, adevărul, Doina! Gata, lasă-mă să nu mă aud de tine. Păi ce să nu mai auzi de mine? Totul ești la înfurat acum? Cum mă? Te-ai dus la ăla și după aceea ce? Ți-a dat la papuci și să vii la mine, nu? Aoleo, vai, ce rău îmi pare pentru tine. Eu te-am întrebat pe tine ce ai făcut în toate zilele astea, în tot timpul ăsta. Băi, mai ușor nu ridica tonul la mine, înțeles? Băi, cum să nu ridic tonul? Ești cocoș acum, Temi. Ești cocoș acum. Ce ai zis? Da, înțeleg. Ai aflat că am făcut rost de bani, că mi-am luat și mașina și ai zis, bă, hai să mă întorc la fraier, nu? Ți-ai luat mașină, mă, ți-ai luat o rablă, tu știi cu ce mă căra ăla? Mi se deschidea așa ușa, fluturaș. Păi. Tu ai așa ceva, mă? Tu ai o rablă cu care încercai să agăți ce? Colanți de 15 lei? Da, de-aia te-a lăsat ăla, mă. Mamele de băieți, așa suntem noi, nu știu de ce ne stârnește protecția asta, nevoia asta de a rămâne lângă el. Eu nu vreau să fiu cu o fetiță ca tine, dar vreau să fiu cu o femeie. Ce-o poftim? Eu sunt o fetiță! Poate că l-am cocoloșit, dar asta nu înseamnă că copilul ăsta n-a avut și părți bune pe care tu să le vezi. Hai să ne mai dăm o șansă, eu încă te mai iubesc, gata, m-am precipitat și eu la nervi. Da, te mai iubesc și vreau să fim împreună. Că... Nu mai ești cocoș, gata? Eu nu știu cum poți să fii atât de egoistă și să te arunci atât pe el, chiar și acum în al 12-lea ceas, tu în loc să vezi și să pui umărul să ajuți familia asta să ieșim din situația asta, tu nu te gândești decât la partea ta. Mă, mamă, eu ți-am cerut o singură dată ajutorul. Am făcut un copil, mi-e greu în casă, nu am loc, nu am spațiu, n-am bani destui. De ce tot timpul baci pe fitul la înaintare? Și eu sunt transparentă? Asta îți dă dreptul să fii atât de insensibilă cu el? Vrei să spun ceva? Da. Și a făcut-o cu mâna lui și pe mine nu mă interesează. Dar până la urmă, considerați că dacă
vă comportați cu mânuși în continuare în ceea ce îl privește pe Ionuț. Îi faceți un bine? Dar nu mă interesează până la urmă. Puțin, că nu pe tine te întreb. Nici eu nu mi-am dat seama că este atât de naiv. Adevărul este că și eu aș fi putut să fiu puțin mai echidistantă și să-i dau ocazia să se călească în viață. Probabil că asta este singura mea vină. Că l-am ținut lângă mine fără să-mi dau seama că asta l-ar putea costa toată situația noastră. Doamne, el a primit nu știu câte notificări de la ANAF. Asta mă și uimesc și eu. Nu s-a deranjat să se intereseze ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă. Da. La un moment dat ați văzut, a rupt-o la fugă și s-a dus. Exact ca un struț cu capul în nisip. Asta mă uimesc și pe mine. Crescut, încetează să mai învinovățești, încearcă să găsești soluții dacă faci parte din familia dar asta. Dar nu tot viața a crescut și pe tine. Dar nu tot viața a crescut și pe tine? Adică pentru că sunteți ca ziua și noaptea tu și fratele tău. De ce nu sunt așa? De ce? Eu de ce mi-am luat viața mâini și am plecat? Și m-am descurcat. Adică nimeni nu vă învinovățește pe dumneavoastră că vorbim despre un eșec, că nu v-ați descurcat, pentru că sunt ferm convins cum ați educat-o pe Cristina, l-ați educat și pe Ionuț. Băi, omule, eu pot să-mi găsesc unul în secunda doi mai bun ca tine, în loc să apreciez faptul că am venit și ți-am dat o șansă în situația în care ești ok, am înțeles. Ai plecat, ai speriat, te-ai dus, că vai Doamne, pușcărie, nu ești în stare să citești măcar un act. N-ai fost în stare să mă sun să-mi dai un telefon, băi, fată, da, pe bune? Când o să-ți asum faptul că ești bărbat? Când o să-ți asum faptul că ai o vârstă? Când? Doina. Că eu m-am săturat? Nici o Doina! Eu nu vreau să fiu cu o fetiță ca tine, dar vreau să fiu cu o femeie. Ce-o poftim? Eu sunt, mă, fetiță! Da. Scuză-mă, dar situația în care ești eu nu mi-aș permite să vorbesc lucrurile astea. Știți cum e mamele de băieți? Așa suntem noi, nu știu de ce ne stârnește protecția asta, nevoia asta de a rămâne lângă el. El pentru mine a fost așa. Cum să vă spun, ca lumina ochilor mei, nu pentru că tu n-ai fost așa de importantă, dar când și tu ai un băiat și când o să crească, ai să vezi și tu cât de greu o să-ți fie să te desparți de el. Și atunci poate că ai să înțelegi și tu măcar jumătate din ce s-a întâmplat. Mamă, eu nu să fac greșelile pe care le-ai făcut tu. Nu sunt greșeli, crede-mă. Toți suntem oameni, nu suntem roboți, cum l-ai Cristina. Cocoloșit tu pe fitu? Poate că l-am cocoloșit, dar asta nu înseamnă că copilul ăsta n-a avut și părți bune pe care tu să le vezi. Mamă, tu chiar blamezi tot. Te da. Simți foarte frustrată negândindu-te că până la urmă eu nu l-am avut decât pe el. Tu realizezi că la vârsta pe care o ai tu încă stai cu mămica în casă? În loc să apreciezi faptul că am venit și am încercat să rezolv lucrurile și am vrut să ne împăcăm în situația în care ești, tu ce crezi? Că sunt proasta ta? Hai mă, gata, hai să ne mai dăm un șans. Eu încă te mai iubesc, gata. M-am precipitat și eu la nervi, da, dar te mai iubesc și vreau să fim împreună. Că... Nu mai ești cocoș, gata? Ți-a trecut așa repede? Hai mă, m-am enervat și eu acum, ce vrei? Mm-hmm. Toți bărbații ne mai enervăm, dar vrei tu vreau să te fim duci împreună. La mami să te țină în brațe și să plângi la ea? Nu vrei? Nu? Lasă că o să ne mutăm și de la mama, dar nu acum. Dar hai să fim nu împreună din nou, hai să ne mai dăm un șans. Mă, băiatule, hai să-ți explic cum stau lucrurile. Eu pot să-mi găsesc unul mai bun ca tine de 10 ori. Faptul că eu am ales să stau și să lupt la rând cu tine și tu ai avut tupeu și atâta de multă prostie și ignoranță în cap, încât să te... Calmează-te că o să fim împreună, să vezi. Hai, te rog eu frumos, calmează. Vai de cap. Hai, știi că te iubesc. Știu că viața ta e oribilă, dar crede-mă că cu mămica ta o să rămâi, da? Ne-am înțeles? Bine? Du-te la ea că te așteaptă. Du-te că te așteaptă. Păi, știi că te iubesc, știi că te iubesc. Uite-te la mine, știi că te iubesc. Uite, între noi s-a terminat. Fii cocoș cu cine vrei tu, cu mămica ta. Hai, în altă parte. Poate că dacă nu era el, mie mi-era mult mai greu. Eu n-am avut un job atât de bine plătit. El s-a ocupat mereu de întreținere. Păi a rămas să te ajute. Să ducă acea... însărcinare care i-a aparținea tatălui tău cu privire la mine. Deci tu și cu ce judecăm noi acum? Că a fost un papă lapte pentru că a rămas lângă mama ta? Doamne ferește, nu-l judecăm, nu avem acest drept. Pentru că în viață toate greșelile se plătesc, exact. Mai devreme sau mai târziu. Corect. Iar greșeala fiului dumneavoastră de a nu se deranja, să se informeze nițel, să meargă așa pe o încredere oarbă, o să vă coste foarte scump, din păcate. Asta că oamenii din greșeli mai învață. Din greșeli, dar atât de scumpe? Tu ne
dai toată viața peste cap? Ca ce? Că ai învățat o greșeală, când puteai să o înveți doar verificându-ți niște date. Cum e cu firma aia? Cum e cu ANAF-ul? Asta e, am făcut-o, timpul nu mai putem da înapoi. Ai făcut-o? Ți-o asumi tu? O plătești tu? De asta ai fugit? Din banii mei o să o plătesc, care banii tăi dacă tu intri în pușcărie și te caut cu pachetelul? Lasă că nu o să intru. Hai să ne gândim, deci tu ai dat 20 și ceva de mii de euro pe o mașină care valorează vreo 5-7 mii. Da? Deci eu am crezut și eu că o să-mi fie mai bine. Înțeleg că mai ai câteva sute de euro în cont, da? Poate mai ai vreun laptop care valorează vreo 1.200 de euro și cam atât. Îți mai rămân totuși vreo 90 și ceva de mii ca să ajungi la gaura pe care trebuie să o acoperi. Și culmea, în momentul de față, bunul tău prieten stă și probabil se lăfăie gândindu-se, mamă, ce l-a mars pe Ionuț. O rezolv eu și pe asta, nu rămân lucrurile așa. Îmi iau frumușel un avocat și datoria pe care o am o să o împart cu Radu. Și o să-l rezolv și pe Radu, la fel cum am rezolvat-o și pe Doina. Am terminat-o cu ea. Păi, ce credea că sunt a cincea roată de la căruță pentru ea? Că sunt bătaia ei de joc? Ce? Că-s păpușa ei? Te-ai gândit tu? Am terminat-o cu ea, să nu mai văd. Cam târziu te-ai trezit, nu crezi? Nu m-am trezit târziu. De ce? Oamenii mai greșesc. Mai greșesc el, mă. Vezi, mă, să nu te-a scos ufusta. Ia, gata. Vă rog eu frumos, m-am săturat de atâta ceartă și atâta intrigă. Am vorbit cu mătușa de la țară și am hotărât să vindem și terenurile alea pe care le avem. Ce și terenuri? Casa și să ne rezolvăm fiecare viața. Alea pe care le știți că sunt acolo. Alea păi sunt ale mătușii, ce treabă ai tu cu ele? E bine, aia era plasa noastră de siguranță pentru zile negre, pe care nu o să mai avem de acum încolo. Adică ne-ai mințit? Nu neapărat v-am mințit, dar dacă știați de alea, veneați și mă băteați la cap și pentru ele. Și dacă le distribuiam până acum, dacă le vindeam, nu știu cu ce ieșeam, dar de acum, rețineți. Mama v-a dat. Ca să nu mai ziceți că nu vă dau. Vă împart în mod egal tot ce mai am, inclusiv casa asta se vinde. Însă, de acum încolo, eu rămân cu gust amar, pentru că dacă se mai întâmplă vreo nenorocire, la mine nu mai veniți. Eu nu mai am cu ce să vă ajut. Așa că din momentul ăsta sunteți pe cont propriu. Ce faceți voi cu ce vă dau eu e deja treaba voastră. Eu o să-mi opresc banii pentru o garsonieră și cu asta am încheiat-o. Mulțumim, mami. Mulțumim. Probabil că Ionuț a avut nevoie de această lecție pentru a se maturiza. Dar până și el recunoaște că a fost extrem de scumpă. Trezirea la realitate, asta dacă s-o fi produs, a costat 100.000 de euro. Bine că are de unde să-i plătească mama lui. Altfel, Ionuț ar fi putut concura la titlul de cel mai bun ITist dintre deținuți. Lăsând sarcasmul la o parte, ne bucurăm sincer pentru Cristina. Ea chiar avea nevoie de un apartament mai mare pentru familia ei. Cât despre Ionuț, gândindu-mă la cum a explicat el, ca un triumfător, plecarea Doinei, avem dubii în ce privește viitorul lui. Dar fiecare doarme precum își așterne. Munca am rezolvat-o și mai e un pas de făcut. Altul? Așa e la capitală, da. Mulți pași? Da. Păi haide, zi acum! Trebuie să-ți găsești un bărbat. Arăt super. Mulțumesc, dar... Ești fabuloasă. Nu e nevoie. Nu mă așteptam. Mă complimentez atât de mult. Deci iar mă e de proastă. Eu sunt proastă aici, mă. Te-am zis prea tare pentru mine. Traficul fiecare zi? A, e doar așa, îi fac poze și atâta, nu-i nimic, nu mă îndrăgostesc. Închide ochii. Poți să știu și eu ce a fost asta? Cassandra m-a terminat. Nu mai gândesc altceva, nu mai la ea mă gândesc tot timpul, e doar în capul meu, e... Păi stai, mă, băiatule. Și nevastă ta. Știi care e adevărul? Da, știu care e adevărul. Adevărul e că tu mă înșeli. Asta e adevărul. Mi-e dor de tine, să știi. Și mie foarte tare. Vorbi, mai grijă de tine. Și eu îți dai seama. Ce faci, domnule? Vreau să mă asigur. M-ai luat o rază, dar ce naiba faci? De ce să te asiguri? Ce ai?